11 ianuarie a fost stabilită ca fiind Ziua Artei Fotografice în România prin hotărârea de guvern numărul 458 din 5 mai 2010 în memoria primului fotograf român documentarist și primul fotograf de război din lume, Carol Pop de Sats-Marie. Carol Pop de Sats-Marie s-a născut la 11 ianuarie 1812 la Cluj. Acesta a descoperit mai întâi pictura și abia mai târziu fotografia. Sats-Marie a intrat în istoria fotojurnalismului după ce a realizat primele fotografii de război în Crimeea în perioada 1853-1856. A realizat apoi fotografii și în timpul războiului de independență din 1877. Fotografia este arta timpurilor moderne, este succesoarea marii arte din trecut și anume pictura. Este cel mai rapid și mai exact instrument inventat vreodată pentru a ne înregistra viața, momentele și trăirile. În spatele oricărei fotografii există o poveste, există un subiect și există pasiune. Este o artă care necesită un studiu riguros pentru a o stăpâni, dar este în același timp terapie pentru pasionații de fotografie și este accesibilă oricărui deținător de aparat foto sau telefon cu cameră foto. Atâta timp cât există idee, creativitate, viziune, pricepere și dorință, fotografia va reuși să surprindă.